Veste bună pentru mame. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea indemnizației mai mari pentru acestea. Astfel, ele vor primi 85% din salariu timp de 2 ani. După ce va fi publicat în Monitorul Oficial, guvernanții vor trebui să facă rost de bani pentru a aplica noile prevederi. În noua lege este eliminat plafonul maxim de 3.400 de lei și s-a stabilit că indemnizația va fi acordată până când copilul împlinește 2 ani. Asta înseamnă că mamele care se întorc mai repede la muncă vor primi bani în plus la salariu. În cazul mamelor care au copii cu handicap, legea le permite să rămână chiar și 3 ani acasă. Modificările vor intra în vigoare de la 1 iulie 2016.